În noaptea de sfârșit de an, colindătorii din comuna vasluiană Ștefan cel Mare au ținut cu orice preț să respecte tradiția și să vină să colinde la sediul primăriei Ștefan cel Mare. Cu toate că autoritățile au transmis mai multe semnale că este perioada de pandemie, tinerii din comună și-au prezentat obiceiul străvechi autorităților locale. Obiceiul de sfârșit de an, împământenit în zonă, se numește turca și el are semnificația biruinței binelui asupra răului ancestral. Adunat eu pe oameni și nici turca nu a fost organizată de cineva. Așa că obiceiurile care noi ne bucurăm de ele sunt acele obiceiuri care se întâlnesc cu oamenii deodată și se bucură de ele. Așa că mulțumim celor care s-au implicat, tinerii din Ștefan și Cânțărărești, care au putut face ca dumneavoastră să fiți astăzi aici. Din partea mea și a Consiliului Local, să vă spun, un an mai bun, poate de Domnul, anul 2021, pentru că anul 2020 nu prea avem cu cine lăuda. La finele datinilor strămoșești, primarul comunei Ștefan cel Mare și consilierii locali au oferit celor prezenți un frumos foc de artificii.